Și a lăsat Chionică barbă. Și ăla are barbă albă. Și ce să mai zic? Și aia, măcar controlul să facă și el, nu? Dar e cuminte, ce să-i zic? E cuminte. Auzi, ai luat-o cu berea de la ora asta. Păi târziu. Păi câte ceasul, bă, e 11 ceasul. Vrei să beau noaptea? Auzi, bă, să mă culc beat? Noaptea, mă. Dar tu nu dormi, tu n-ai dormit niciodată beat. Ai? Nu te lasă niciodată beat. La atâta timp am băut un vagon de bere aici. Un vagon de la rusesc, nu de ăsta? De la mai mare. La băieții știam. Bă, îmi pare bine că... Auzi, ți-ai luat părul de la păpuși? Ce-a bă? Părul tău. Nu, am luat părul de la părumb. L-am pus în cap. Cum să spune, mă, la aia? Chică de aia. Cum să spune? De la părumb. Nu știu. Păi de așa să spune. Că fumam când era mic. Mă ceam la grâlă și fumam... Făceam țigări din alea, de porumb. Auzi că semeni cu păpușa Ceachi. Da, și el cu cine seamănă? Cu Mituși al Guțai? Păi tu ne vezi, bă, ce față am eu. Am față de actor. Dar nu, deci, nu poți să citesc mesajele. Ai? Nu poți să citesc mesajele. Ce? Zii, mă. De ce vorbește ce pără am tare? Păi iau-te, am față de actori. Tu nu vezi ce dintre ce te întâlnir, pa? Stai că minte că ești ventar. Băi, dar n-am mai cântat deloc. Băi, nu ești acum? Nu! De ce? Nu vreau să cânt. De ce? Nu știu. Cântul ăsta cu toba. Păi și... Să bată covoare. Papaghiu. Păi nici ăsta nu cântă dacă nu merg eu. Ați cântat atunci, în seara aia, atunci când am fost cu voi, m-ați nenorocit. Prost. Prost era bine. Dar cum am cântat, mă? Auzi, Andrei, când începea de Marian să cânte cu vocea, eu stăteam în mașină și era un câine într-o curte. Cum începea cu vocea, începea să latre câinele. Păi nu lăsa nici pe ăsta să cânte cu saxofonul, mă, cânta numai el cânta. Și fără ton, fără nimic, el auzi, știa de unde cânta. Mustața ta zici că sunt... Lipitori. Faci femeie. Așa zice. Dar tu ce față ai, barba ta ești chepistă. Cine ăsta? Din ce ai compus la minor? La minor? Da. Și la mi do. Ce mare căcat este. E, da, e... Ia zi, mă, dacă cânt de la mi bemol, ce cânt? Ce armonie puci? Știi? De la mi bemol? Nu știi, că e inventar. Tu știi un ton, sol, re și do. Altceva nu mai știți. Vreau să le cânti și lor ceva. Ce să le cânt, mă, că tot nu înțelegi, că e varză. A? Ce să le cânt? Și-am greșit timp, îmi trăit, îmi pam, îmi pet, îmi pam, ce? Auzi, ce n-ai prost basist, basul tău e plin de cuie. E plin de cuie și de păduci. Măi, tu nu vezi să citești? Ce? Tu nu vezi să citești? Nu văd. Nu văd, mă. Ochelarii i-am dat lui tatu. Aveam un ochelar de vedere și i-am dat lui tatu. Am ochelar de soare. Dar nu văd. Auzi, cu basul zici că dai acatiste. Dau acatiste? Să scoală broaștile când cânt eu. Uite ce râde. Cine râde, mă? Uite, mă, râde. Te pupă, mă, Alexandra. Și eu te pup. Auzi, când nu mai transpus cu pasul, băi? Ce-aia? Transpus? Asta n-a... De ce n-ai spus, mă? De ce îl spui că când transport? Car lemne, car legume.
Numai de astea sunteți să râdeți. Mai zăpăci, bebe. Vezi, mă, că-ți miroase urechile. Spală-te în urechi, că ai clei în urechi. De-aia n-auzi. Bocciule. Numai cu bocții vorbesc. Te-a spart. Mai? Te-a spart. De ce? M-a spart. Cu transpusă. Păi el știe. Păi mai bine spunea că transport lemne, cărbuni. Mai mi-e bă la contest. La oricum, nu pe bune. Păi când-ți transpus? Știi că te transpui tu? O trecere de pietoni? Nu, când mă ai lăsat barbă, ca voi. Îmi las barbă ca voi să arăt de 100 de ani. Mai merg la concert? Nu merg, bă, la ce? Nu vreau să mai... Nu vreau. A, o să-l iei pe ăla cu tuba și să-l angajezi. Unde să-l angajezi? La fermă? Să lasă să zape la porumb. Nu mă las. Mai e dresul ăla frumos. Să sape porumb. Dar mai citește, mă, și tu că... Bă, dacă nu văd... Eu, dar ce să citesc? Pune-ți o gheară de soare. Te-ai zbârcit. Zici că ești moaște sfinte. M-a zbârcit, dar tu ce față ai, mă? Zici că ai fost la mină, ai ieșit de mină cu barba aia neagră. Da, mă. Toți, e negri, toți. Negri și bătrâni, ai ieșit de mină. Păi băieții ăștia care le place să vorbească cu mine. Ți-ai lipit mustața cu super glue? Da. Am pus izoler de la negru, am pus. Păi știți voi să vă purtați, nu știți. Sunteți bai de steaua voastră, v-ați lăsat barbă și n-aveți o prezință, n-aveți. Te întrebă dacă ți-ai pus murături. Să-mi pun murături? În nas? Păi eu am murături, cumpăr murături de aici, din Belgia cumpăr murături eu. De ce să pun murături? Puneți-vă voi murături. Te pup, găbiță. Mă, puneți-vă, mă, murături. Dar de ce nu puteți, mă, în pădure să mâncați ciuperci, melci? Că găsiți când plouă. Mâncați melci până vă căcați pe voi să faceți diarie. Am că deșteaptă aia spectacol. S-au văzut toate biletele. Au zis că e rău, mă. Nu merg. Nu e, mă, lipitoare. S-au vândut toate biletele, n-auzi. Da? Deșteaptă aia pe scenă. S-au vândut biletele? Și noi nu ne dăm un ban. Aruncă la 20 de cenți. Aruncă. 50 de cenți. Dacă l-am învățat. Și când mă duc aia, ce, îți dau. Și dă, mai dă-lea de un cent și dă 2 cenți. Dar zic, bravo, să fii de râs. Dar nu-i zic, îi zic așa în gândul meu. Dar tu ești supărat, mă. Ce s-a... E supărat? De ce? Păi sunt supărat din cauza la lotări, știi? E muzicați mare, știam. Acasă nu cântă nicăieri, nu-i bagă nimeni în seamă, acasă. Aici ai mai păcălit, păi. Ai? Păi ăștia îi păcălește, că e proști. Au de gălăgie, dar nu le place. Atât. Nu le place, că au de gălăgie la ei. Bate statul, ba, zici că se duce cu capra. Au să așteaptă cerului. A murit cerului, nu. L-au omorât gineris pe cerului. Și nevastă s-a spânzurat. Mi-a zis anișoara aia care trece în interior, bam, bam. Da. Da, ăla ți-a fost profesor celui? Ăla care cânta cu un deget. Păi nu știi că pe cear... Da, mă, nu știa... Nu ți-a arătat game, ți-a arătat game. Da, tot basul lui era plin de celofan. Nici scoci n-avea, celofan avea pe el. Lipea. Dacă cânta în ploaie. A? Dacă cânta în ploaie. Păi da, și la urmă se ducea după gunoaie. După fiare. Povestește-le când ai plecat prima dată în Italia. Ce să-l povestești când am plecat eu italian? Nu aveai nici prosop. Nu aveam prosop? Păi tu iei prosop de acasă? Auzi mă, ăsta nu aveam prosop. Păi prosop de acasă, te duci, auzi mă. Păi n-ai spus tu mă că ai lăsat jumate acasă, l-ai rupt în două și ai lăsat jumate acasă. Nu, m-am luat un celofan cu mine, ca să nu mă plouă. De ăsta de gunoi. M-am luat. Și niște rap n-aveam, m-am băgat. Tot așa, am băgat ciorapii. Vezi că avea ideea de dam. Am băgat celofanul în picioare. Aia. Cum avea ăsta
Mariana lui Sanda a venit cu ciorapii rupți aici, de-aia am făcut și eu, i-am făcut praf. Da. Mi-e dor de el, bă, de la mea, de lui să vă... Da, este România, este România. Cine? Mariana lui Sanda, că ăsta n-are niciun nume. Da, e România. Mi-e dor de el, să vă... E obosit. Eu? E obosit care treabă în noiembrie, pe 16. Eu vă zic că trebuie 16 noiembrie. Aolo! Păi să-și are niște cizme, mă! Să-l umple de noroi, dacă are trebuie pe 16 noiembrie. Auzi, unde dormeai? Dormeai la o străină, pe jos? Ce? Auzi ce zice. Contează unde dormi? Dormi pe unde găsești. Voi ați dormit la hotel, că veniți și voi cântați o cântare aici. Cântați și voi o cântare la 2 ani, veniți și voi în străinătate și suferiți de voi. Vezi că vă miroase picioare, spălați-vă pe picioare. Andrei, Marius, îți dă un bax de bere pe basă.